Băi, popor român, voi sunteți popor de mamalici. Hai că m-am supărat. Poate mai o mare împușcat pe ăsta, cum era să mor de multe. Nu sper să calc, nu știu care e. Cine pasă. Lăsați asta. Cu moartea, cu viața, dar vrem să avem viață, vrem să avem viitor pentru copiii noștri, da? Aveți copii? Sau n-aveți copii? Nu contează asta. Cei care au copii, nu sunt mulți. Nu vreți ca vecinul, vecina, vecinii voștri, voi să vă respectați copiii și copiii să vă respecte pe voi? Păi ce exemple avem noi din societatea politică sau civilă? Îmi puteți imputa și mie, dar eu am alte chestii, alte resorturi. Sistemul ăsta al lui Băsescu, nu zic că a fost bine până în Băsescu, s-au făcut multe greșeli, dar la Băsescu, nu știu, parcă e superb. Băi, n-am învățat nimic din istorie. Nu cer nimănui să știe istorie. Dar toți fac apel. Și totuși au trăit. Sunt boșoroși care au trăit în mediul stalinist. Eu am citit doar despre el și mi-a povestit ca aia. Iar în sistemul ăsta se zice că e mafiot. Nu e mafiot. Mafia există tot timpul. Trebuie să trăim cu asta. Cu asta basta. Nu e sistem mafiot. E sistem schizofrenic. Păi până când să suportăm atât? Băi, boală lungă, moarte sigură. Și dacă ai muri mâine, nu vrei să moarte? Ce lași tu copiilor tăi? Sau copiilor vecinilor tăi? Urmașilor tăi? Sau nepoților tăi? O țară în haos? Nu poți să zici. Băi, sunt om, tu ce dracu ești? Ești om? Ce pula mea sunteți voi? Sunteți superiori? Ce pula mea sunteți dumnezei? Fut-vă în gură să vă fut!